Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit! În ediția din această seară vom discuta despre pachetele turistice, pentru că, iată, probabil că mulți dintre dumneavoastră vă gândiți deja, dacă nu v-ați făcut o rezervare, vă gândiți unde să mergeți, ce să faceți și, ca toată lumea, vreți să beneficiați de produse foarte bune și la de vacanțe foarte, foarte reușite, dar la prețuri cât mai avantajoase. Vom mai discuta și despre trendul care se anunță pentru anul următor, dar, cum și, dar și cum s-a caracterizat anul 2017 care au fost destinațiile preferate ale buzoienilor și de unde putem afla aceste informații? Le putem afla de la, din sursă sigură, de la invitatul meu din această seară. Este vorba despre domnul Doru Brătulescu, este administratorul unei agenție de turism din Buzău. Bună ziua și bine ați, bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. De asemenea, le urez multă sănătate și anul nou care vine să fie bun, bun, bun tare. Așa să fie, așa le dorim da. și noi. Bun, iată, ne apropiem deja cu pași repede de sărbătorile de iarnă. Mai avem două săptămâni până da. la Crăciun. Pe plan intern v-aș întreba uh, care sunt ofertele pentru anul acesta și care sunt, uh, în primul rând, destinațiile cele mai solicitate de buzoieni. Unde vor să petreacă, dacă vorbim despre Crăciun, de exemplu, unde vor să, să petreacă Crăciunul? Ei, nu, ne sunt. Deci, solicitările au fost răspândite pe, pe, tot, pe tot teritoriul țării. Și acum, cel care a venit mai devreme pentru a achiziționa un pachet de serviciu, normal că a avut și parte de o reducere substanțială, pentru că așa se întâmplă. Deci, asta este cumva un secret și un pont pentru cei care, iată, nu știu dacă vreți să beneficiați și de prețuri uh, avantajoase. Uh, Planificați-vă vacanțele, în general, pe sărbătorile mai devreme, Corect, da? Corect, întotdeauna așa se face. Și la achiziționarea unui bilet de avion, una să-ți lei de azi pe mâine și una să-ți lei cu 3-5 luni înainte. De exemplu, dacă. Ca o dau un exemplu, o destinație pentru februarie, Bangkok, eu știu Beijing, o să vedeți că găsiți bilete de avion cu 400 de euro și atunci pui în balanță sau chiar Shanghai și poți să te duci în 400 de euro, mai dai vreo 300 de euro și te duci exact la, la căldură la în Shanghai sau mai știu în Taipei sau unde te duci. Deci, practic, diferența de bani este destul de mare, dar timpul pe care îl parcurgi de aici până acolo, într-adevăr, e mai mai de durată și nu, nu că nu-și permit tot, și ar putea permite, dar e vorba și de zborul acela lung Bun, revenim iată, la Crăciun să da? revenind la, la noi deci azi, aceste pachete care s-au achiziționat au fost pe diferite de, stațiuni de regulă cele care sunt clasice și pe, mai ales pe zonele de, de munte, normal, pentru că iarna sunt bine cu muntele și asta este Acum de Revelion, solicitările care au fost, au fost atât în intern cât și în extern. Vom vorbi și despre cele de extern, dar pe intern au fost cam costisitoare la, la preț, având în vedere că noi suntem uh, foarte mâncăcioși și uh, trebuie să mâncăm exact o jumătate de porc, cam atât ar echivala prețul pe o zi, două. Bun, da. deci iată, prețuri totuși în țară nejustificate de mari. V-aș întreba eu, Poiana Brașov, să știe, stațiune luxoasă, prețuri foarte, știu foarte cât mari. Nu de luxoasă este. Uh, sau este... se pretinde a fi o se stațiune a de fi, lux? Că, eu vă dau cât exemplu de corecte de... sunt prețurile eu... raportate eu... la calitate de... și la serviciile sigur. oferite? Eu vă dau exemplu de o stațiune mult mai luxoasă, dar nu are rost să facem aici, vă să vă pe stațiuni, dar problema care e acolo, așa s-a împământenit, pentru că acolo și înainte și acum mergeau ăștia de vârf, adică fițele. Da, înainte activiștii și acum afițoșii. Uh, și de asta prețul este de ne cum spuneai, sau Da, vorbeam înainte de emisiune, m-am uitat și eu puțin pe oferte. Am văzut că în Poiana Brașov pentru o noapte, adică noaptea de Crăciun 25-26 decembrie, 1227 de lei, adică milioane 12 12 în de bani, de bani vechi pentru o noapte de pe 25 pe 26 la un hotel de 4 stele în Poiana Brașov. Păi, și, atunci... și îl întrebam pe domnul Brătulescu, o noapte, e adevărat cu masa festivă inclusă? E justificat totuși? Păi, și cu, noapte, cu noaptea aia nu poți cum un por Și atunci e clar, el a treaba, fără să facem noi explicația bățului de chibrit. Omul studiază, vede care e treaba, ăla care -i îi pică dimineața niște bani în buzunar nemunciți acolo cu un pachet de la așa. Deci cumva segmentul ăsta aș... nu se uită la bani și, bine, bine și dă doar... pe o noapte. de Este un singur exemplu, mai sunt și altele. Băi Plus că am văzut oferte care... de cazare Al... epuizate deja, pachete epuizate pe uh, multe stațiuni din, uh, din zona da, de munte. Dar, foarte multe pachete sunt epuizate în stațiunile de munte, astea care sunt mai ales de fițe, v-am zis. Și atunci ăla care nu prea dă, nu prea echivalează munca lui cu banii care e în buzunar, își permite. Altul care se uite pe stat și vede că îi treaba, nu știu cât de mult își permite, dar se duce și el pe undeva unde, unde trebuie să ducă, unde ar trebui să ducă majoritatea, acolo unde prețurile sunt accesibile. Și m-a repetat, Valea Oltului, de la începutul, din 89, din 90 încoace până acum, a mers pe o ștachetă de colo până colo, între 3 și 5-600 de lei, de persoană câte 3-4 zile, în funcție de serviciile solicitate, și acum tot așa e full de la început, pentru că omul e obișnuit, dacă costă un pic mai puțin, să cumpere. Celelalte stațiuni în care se ridică ștacheta, s-au ocupat ele mai greu, mai greu, dar s-au ocupat. Adică, prima dată este impactul, mamă, ce tarif mare este, al doilea îți face o socoteală, și al treilea, dacă mâine mai îmbag în bunar unul la 5.000 de euro, mă duc și acolo. Dar treaba e simplă, deci nu e. Exact cum se practică uh, Dar asta. care sunt cele mai solicitate stațiuni pentru sărbătorile de iarnă? Haideți să încercăm așa, să sunt facem Sunt solicitate top, stațiunile de, de, de munte. Și o luăm din Norvat, al dorului uh, Câmpulul Moldovenesc, Gura Humorului, coborăm în partea strălată spre uh, Hardita, coborăm în partea stângă, tot așa, uh, 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 spre cluj -Oradea deci în partea asta la altă, la Poiana Brașov, Brașov, Predal, Sinaia, iar coborâm, din partea asta la Focșani mergem pe Soveja, că și acolo e o zonă, Soveja de aia spuneam că sunt multe stațiuni mult mai, mai frumoase decât aceea și tot avem zonele care sunt bușteni, care este căutat și are tarife și mici și mari. Așa, în funcție de cum este. Te... Da. Da. și Sinaia la fel, are tarifele cam ridicate, dar este cea mai căutată având în vedere că este orașul care încă se menține ca un fel de oraș patriarhal, ca un fel de oraș renumit în, în, și tradițional în sărbători de iarnă. Pe lângă e put, zona care este căutată și la Buzo se știe mai puțin de ea, zona Pucioasa, care merge în sus spre Zona Pucioasa, Moroeni E, e beleace acolo în sus la Moroeni E o chestiune formidabil de, de, de frumoasă Deci și tarife foarte bune Puceasa, de exemplu, nu găsești Cazare la Puceasa pentru anul nou Exact începând de acum Pentru 2019 pentru deci, că, iată, Atât de, da, de solicitată este, este zona Este zona, că e foarte frumoasă În primul rând și au vilele alea tradiționale Niște vile care încă nu au fost Dărămate, nu au fost împachetate și atunci ales se mai mențin. Deci zona este foarte frumoasă și se ajunge foarte ușor de la, de la Ploiești. Ce să vă spun, astea sunt căutate, într-adevăr. Este căutată acum, pe, pe timp de, de chiar de, 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 Crăciun, zona din partea stânga țării, cum zic eu, am împărțit globul în două părți, stânga și dreapta. Stânga e pe minus, vis a de fusorar, dreapta e pe, pe plus. Și deci în partea stângă, la Orșova, la Dunărea, la Cazane, cum era odată, așa, să duc și acolo, acolo, iar sunt niște uh, servicii foarte bune de cazare și, uh, și prețuri destul de, de, de bune, zic eu. Uh, au început să cadă anumite stațiuni. Au început să cadă anumite stațiuni în ce sens? Datorită faptului că uh, au fost foarte, foarte vizitate și s-au construit fel de fel de locații. Cum am zis eu, căști peste căști și deasupra alte căști. Fiecare cu mintea lui, cu proiectul lui, cu arhitectura lui și a e, degenerat -o. Încă se mențin și se caută foarte mult e, pensiunile de lângă mănăstiri. Da, încă reprezintă de Pentru că e vorba de sărbătoarea de Crăciun. Da. Ce zic, mă duc acolo, mă închin la Doamne Doamne, mă iartă, mă duc înapoi și mă culc undeva pe aproape. E, alea a căutate tot de un anumit segment care merge pe, pe, pe partea asta religioasă. E, pentru că mănăstirile astea care sunt amanetate la UNESCO, eu sunt rob mănăstiri, cele pictate, așa, e, și au creat niște e, condiții de cazare, deci cei care locuiesc pe lângă ele, și exact trăiesc bine, mersi, cum trăiesc cei pe la, de, la, de lângă mormântul lui... <coughs> În partea asta, părintele Arsenie Boca Da, acolo ce e Totanu Și acolo, acolo e Bela Toți și au făcut pensiuni, indiferent Oamenii că... au speculat, să spunem, da, treaba asta da, turistică Până da, la urmă este turistic tot ce se întâmplă. Da, Dar bineînțeles că parte. se speculează orice chestie Orice uh, sărbătoare Așa și trebuie Așa și trebuie. Referitor de ceea ce spun acum afară, de exemplu, dacă cauți o cazare când există o festivitate, când există un campionat de ceva, când există un târg de ceva, cazarea se duce și la de 500 de ori mai mult. Adică chiar nu glumesc când zic da, chestia vreți, asta. cresc foarte, Chiar nu foarte, glumesc foarte, și da. vorbesc foarte serios. De exemplu, noi, pentru care, adică noi care mergem la târgurile de turism ca să supraviețuim uh, și la târgurile astea mari, nu... Așa? De exemplu, la Moscova, dacă ți iei cazare cu un an de zile înainte, în perioada târgului de turism, cum este denumit el MITT, ai nicio variantă să ieși din 200 de euro, hotel de 2-3 stele, dacă vrei ei, dacă nu, nu, că el nu te obligă. Chiar dacă stă cu el jumate gol, atât ai tariful. Și atunci te duci, dacă ai nevoie de târgul ăla neapărat, și îți dai bani. La fel la Berlin, la fel la Londra. Nu te lipești de cele șase hoteluri imperiale, mare hoteluri imperiale de două, trei stele. N-ai nicio gară acolo. E, chiar dacă e ca o garsonă confort șapte, dacă există, dai bani ca să te duci acolo. Pentru că deci una peste alta, să înțelegem că anul acesta buzoienii nu prea... Adică sunt, e clar, e segmentul care stă acasă pentru că asta este, nu și permite sau poate s-a hotărât prea târziu să își planifice sărbătorile și pentru că fie preturile sunt foarte mari sau pentru că nu mai găsesc, asta este, rămân acasă. Dar v-aș întreba dacă sunt mai mulți anul acesta față de anul trecut care aleg să petreacă sărbătorile la munte, de pildă, da? În nu, uh, să stabili ceva. Cel care uh, este este hotărât să plece, indiferent de situație, pleacă. Adică că găsește, că nu găsește, până la urmă tot găsește. Indiferent că condițiile sunt mai precare, dar tot se duce, dacă e hotărât să plece. Dar cel care de la început știe că va face, va face sărbătorile acasă în sânul familiei. E clară treaba că la deja nu s-a gândit să mai plece din casă și și așteaptă copiii, rudele, eu mai știu cum, așa. Cum fac, să zicem, grecii de, 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 de Paște. E o familie care poate să aibă și 100 de, de membri pe acolo cu nepoți, să strâng la, la, la bătrânul acasă, indiferent de situație. Și așa și aici, dacă s-a hotărât treaba Dar asta... sunt mai mulți anul acesta? Nu, cei nu care sunt mai sunt mulți, nu? sunt nu. Din ce în ce o să dispară treaba asta. După părerea mea, în câțiva, eu știu, 80 ani, pentru că ce se întâmplă... E vorba, la noi mă gândesc, e vorba și de, de preț. Și în condițiile în care de un an de zile e o bulibășeală totală la noi în țară, deci nu mai știi Ana, Caiafa, pe acolo, cine cu cine, în ce fel în condițiile în care s-a zmucit român către român, împotriva românului, în condițiile în care, eu, dau un exemplu, într-un sat, să zicem, Vadul Soarelui, nu-i dau numele, sunt 70 de ani și la primărie cu o populație de 4 mii sau știu de, de, de locuitori. Eu, singura soluție ca să-și mențină salariul la care li s-a dat voie la ăștia să facă salariul de 100 de milioane, 120 și mai știu ce, e, e simplu. Deci n-am mai găsit alte taxe și impozite, că deja sunt destule. Și atunci a zis, domnule, de la anul de la anul veți plăti impozit cu 110% mai mare. Deci pixul nu îi lea nimeni. Și atunci e simplu, de ce să mai înființez o taxă? pe stâlpe, pe apă, meteori sau mai știu ce. Bun, deci nu credeți că în anii următori deci... unii văd... vor, se vor bucura, să spunem, de un mare uh, succes? Haideți să spunem o chestiune. Deci au fost, să zicem, turbulențe. Au fost niște belele pe la Bruxelles, pe la Istanbul, pe la Ankara, pe la Nisa. Doamne, noi n-am speculat treaba asta. Au speculat-o alții. Da, ați și, mai spus asta și, de, cred da, de... fiecare altă ați și avut ocazia. Au speculat o alții și cine? Tot grecul care a inventat turismul a speculat-o, el are creșterea bine mersi, a mărit tarifele toate cu 20%, le-a mărit și bulgarul și atunci... Noi ce trebuie să facem ca să putem măcar să ne menținem ca, eu știu, în anii 2008-2009? Nu știu. Dacă, ne, dacă vorbim de uh, calitatea serviciilor, și mă refer acum la perioada asta, dacă e sărbători și ați spunea dumneavoastră la început că uh, de obicei uh, buzoieni români, în general, aleg stațiunile sau aleg unitățile de cazare unde se mănâncă bine, mult, uh, sunt atenți la mult. ce uh, servicii primesc, mă refer la mesele, incluse și așa mai departe. Dar dacă facem așa o analiză. Uh, cum vedeți dumneavoastră uh, calitatea? Avem servicii de calitate? Este clar că probabil sunt unități de uh, unități care respectă niște standarde, dar uh, <coughs> mai avem de lucru? Foarte puține unități respectă standardele normale, zic eu. Și hai să-ți dau un exemplu, poate să pare bizar. Un hotel cu 150 de locuri trebuie să aibă 120 de angajați. Un hotel de două stele. Deci, iată, un exemplu, da? La 150 da, 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 de e o condiție de clară. camere, 120 de angajați. Da? Deci, Bun. la 150 de da? trebuie să ai 120 de angajați. Pentru că are restaurant cu 150 de locuri, are bucătărie pentru 150 de... Are recepționer, tot. Deci, trebuie să ai... Aibă... Da. Nai să vezi așa ceva. Asta vreau să mă întreb, asta teoretic, dar practic Nai nu să există. vezi așa ceva, Nai să vezi așa ceva, pentru că nu am luat-o de la noi. Înainte, probabil că să păstrași tacheta asta datorită faptului că erau niște condiții riguroase. Și, Bun. datorită și faptului... de aici cumva, iată, înțelegem și faptul că așteptăm mult să ne fie servită masa, că poate nu găsim la ora cechinului camera, da, gata să ne putem baza da. și așa mai departe, și, multe alte probleme. Și treaba asta n-a plecat, deci eu de repet, până la 89 exista treaba asta. Și de ce? Pentru că chiar dacă era la litoral și era angajat ca ospătar, ospătarul la iarna devenea tapițer. Sau devenea zugrav. Pentru că toate iarna se renovau hotelurile. Deci, Exista se... cumva un flux continuu, da? Și, și se, făcea, și se făcea școală specială pentru treaba asta, că aveau timp. Acum, normal, când vine iarna, vine îmi pare. Pe uliță da, e zăpadă mare. Sezonier. Dar, și el îl trimite acasă. Și el, în trei luni de zile, sau cât durează sezonul așa, trebuie să fure pentru un an. Deci noi n-am luat, noi treaba să o de afară. Afară, în anumite situații, chiar vorbesc că, să zicem, dau un exemplu aberant de la Viena, cu cobor spre, spre Trieste, spre, uh, Italia, Trevizo. Dom'le, nu te cazezi, pe acolo noaptea n-ai ce stai de vorbă. Că cât ar fi la hotelul de mare, ăla, la ora 10-11 îți lasă cheia dacă ești, dacă nu cuie, prea să ce să culcă. Deci noi de la ei am preluat-o. De la ei am preluat tacheta cu puțin personal. Și după aia s-au modelat, s-au modelat și polonezii, s-au modelat și maltezii, și Malta, la hotelul la internațional de 5 stele, n-ai să vezi mie uh, și ceva de angajați, n-ai cum. Deci se modelează și toate le modelează euro. Și nu vezi și la noi, de-aia ți-am spus, chestiunea e că noi luăm al dracu de bine cei mai proști la alții. Și luăm așa de bine, ne lipim de, de ele de nu se poate. Deci nu luăm o, o chestiune. Deci hai mă, să ne uităm și peste gardul vecinului. Venem ce face și ăla acolo? Dar de ce ăla are gard de scândură de brad și eu am de plop? Pentru că bradul rezistă cel mai mult în construcții, clar, sute de ani. Plopul ăla e plop, să faci linguri de mâncat. Bun, deci, pe intern, în principiu, mai avem, e clar că mai avem și o să discutăm și în partea a doua a emisiunii. Oferte încă mai sunt pentru cei care s-au hotărât. Și... Dar spuneați dumneavoastră că nu trebuie să mai aibă cumva pretenția să găsească și niște prețuri foarte da, avantajoase, corect. pentru că e un pic târziu și, în momentul acesta. Și mai o chestiune care trebuie să se știe. Bro. Cazarea pe intern. Cazarea pe intern în hoteluri este în jur de 60-70% cazarea la uh, pensiune. De asta este în jur de 20. Dar de ce? Nimeni nu-și pune o întrebare de ce. În primul rând, din asta 20, astea au ieșit la, au ieșit la fisc. S-au dus acolo. Da, doamne, am pensiunea Valea Soarelui. S-a înregistrat acolo, dă câțiva bănuți acolo și merge așa. Alelalte nu nene. A intrat în unul, ți-a luat banul, te târguiești cu el, bă, îți dau jumate sau mai știu cât îți dau. Se negociază, deci, da. Aici e vorba de un procent care ar trebui discutat, nu de mine, noi îl analizăm, noi știm foarte bine ce trebuie să analizăm și unde să ne ducem și la cine să ne ducem. Dar îmi spui o întrebare, bă frate, de ce unitățile hoteliere se duc pe 70% și ăștia se duc pe 20% când astea sunt întâlne peste alte? Dacă vorbim, vorbim și de Buzopul nu, vorbim de Gurateghi, vorbim de toate, că le știu pe toate, dar nu ies să-mi spună, bă frate, uite, ăsta este pliantul cu, cu pensiunea respectivă, asta știu să fac. Foarte puține sunt. Și atunci, și întrebarea asta care vis-a-vis -vis de procent o pui și chiar dacă se știe treaba asta, probabil că toți cei, tot ăștia care chipurile sunt pe acolo, pe undeva pe la Doamne Doamne, pe la București au așa ceva. Deci există o, o înțelegere din asta tacită, da? Adică sunt sunt lăsați să să meargă în Și ricurs. mai e o chestiune care trebuie spusă. Întotdeauna există o parte care o vede într-un fel, o parte care o vede în celălalt fel. Noi o analizăm foarte direct și foarte serios pentru că este interesul nostru să mai stăm încă pe piață, cât o mai sta. Dar nimeni nu, nu, nu își pune întrebarea, de exemplu, bă, frate, au zis, anul acesta ne a vizitat 2 milioane de turiști străini. Deci o facem de așa natură încât atunci când ne uităm în oglindă ne vine să ne pupăm singuri, ca nebuni. Nu se poate, bă, frate, fă analize, că ce au plecat afară. Că ce au plecat dintre români, că e ultimul popor migrator, cum am mai zis-o. Cât ce au plecat. Toată lumea, 3 milioane, o ține cu 3 milioane, este de vreo 5-6 ani. Și sunt, slavă Domnului, vreo 7-8. Așa. Și atunci, e normal că, voi vin cu nevestele, cu părinții, cu care iau pe acolo, că doar n-au stat singuri acolo, să au făcut călugărit. Au trebuit să facă, doamne, iartă-mă, ceva. Nu? Și atunci s-au însurat, s-au măritat și au avut copii. Și tot un dute vinul. Dar nu poți să-mi spui mie că ăștia au fost turiști, care au, dar bineînțeles că menționează într-o anumită chestie care au vizitat. Măcar atâta lucru au putut să au vizitat. Deci, deci au spus-o bine că au vizitat. Dar nu au venit special să stea la odihnă sau să stea într-o locație de, 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 de primire, cum zicem noi. Și atunci, de ce nu se ține cont de treaba asta? Ne bazăm pe niște chestiuni simple. Ne furăm banii dintr-un buzunar din stânga și ducem în dreapta. În ce sens? am preferat să facem niște studii cu cei care lucrează în instituțiile statului, unde să le să studieze, unde? La litoral. Și atunci e chestia ca și cum ai la banii de stânga, du ducem buzunarul din dreapta. Nu, domne, valorifică perioada aia cu alții. Valorifică. Adui, adui, până la urmă adui, eu știu, pe jumătate de bani. Că pe păi, alții poți să-i bași după aia. Dar nu se ține, deci, până noi ne-au chemat, ne-au consultat, ne-au zăpăcit de cap, ne-au toți au zis da, 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 dar nu știu, cred că pe mine, acum de la un timp încoace, oricine spune da, de undeva de la doamne, doamne, de la București, eu zic că nu. Exact ca și cum, știți că sunt unii care când dau așa din cap, zic da și ăștia sunt oltenii. Și atunci, ce mai zic? Problema e foarte serioasă vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în, în, în turismul normal, în turismul țării. Poate o să rămână câteva agenții după noua lege, poate o să rămână care, eu știu că se prefigurează niște chestii, niște anomalii. Da, o să discutăm, da. o să discutăm și despre da. acest aspect în a doua parte a emisiunii. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem, după pauză vom discuta despre destinațiile de pe plan extern, unde au ales buzoienii, cealaltă parte, da, cei care au ales să meargă pe inter și cei care aleg să mă-și facă, să se petreacă sărbătorile de iarnă, ori Crăciun, ori Revelionul, în, în afara granițelor, o să vedem dacă au ales Destinațiile exotice sau ce anume, care sunt destinațiile preferate, o să aflăm în a doua parte a emisiunii, iar pe, pe final vom, vom discuta și despre anul 2017, așa cum vă spuneam, și bineînțeles care sunt previziunile pentru 2018. Ați, ați împărtășit deja un pic despre ce se va întâmpla, dar vom afla pe în detaliu în a doua parte, așadar, scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit din pauza de publicitate. În continuare, alături de mine, în studioul TV Buzău, se află domnul Doru Brătulescu. Vorbeam, în prima parte, am tras concluziile pentru destinațiile uh, din țară. Haideți să vedem uh, acum care sunt destinațiile din afara granițelor, unde au ales buzoienii să-și petreacă sărbătorile de iarnă. Uite, hai să-ți dau un exemplu vis-a-vis -vis de Revelion. Uh, Revelion la un hotel de 5 stele. Transport, avion, inclus, dus întors, direct, Uh, masă tot timpul ultra all inclusiv. Da. Plus cina festivă de Revelion cu tot ce înseamnă dansul, muzică, cântăreți și mai știu ce. La o familie de două persoane, o mie de euro. Bun, o mie de euro. Deci iată, dar pachetul acesta, cu cât timp a trebuit să fie, să fie luat înainte de... Trebuie luat. Când l-ai văzut. Și acum problema care e. Deci nu e pe cioacă, Deci nu umblu cu uh, improvizații. Nu. Asta este. Și azi am dat pachet, tot așa. Două persoane adulte și un copil de șapte, opt ani, tot în Belec, cea mai luxoasă stațiune, da? 1600 de euro cu avion, cu tot, cu tot, cu tot. Deci, băi, frate, deci trebuie să și căutate. Bun, mai e o problemă. Dacă îl duceam undeva, hai de, dau un exemplu. Malaga. Un izbor direct, două companii, dar nu-s românești, una e ungurească și una e belgeană Aia belgeană a fost și a noastră Când Noi uh, ne apropiem și de finalul taromului că, Așa ce, este, ta. da, așa se poate se întâmplă, sunt niște chestii foarte serioase uh, Numai biletele de avion erau vreo 1800 de euro, fără bagaj de cală Atunci, băi, frate, cum o iei? Bun, care-i prostul, care-i deșteptul? Prostul e la care dă bani ăștia. La, la avion. Asta e părerea mea. Dar ce se întâmplă? Se speculează, pentru că sunt mulți care lucrează acolo. Sunt mulți români care pleacă. Și atunci ăla e un avion. Eu ca să mai mă duc și eu de ceva, nu, trebuie să Se face -o totuși un pic de navetă. De asta vă spun că destinațiile care sunt căutate în continuare... destinațiile acestea deschise, află în topul preferințelor? Mai dau un exemplu prost, poate. De vreo câteva ore a venit un domn care îl se duce la un anumit hotel în, în, în stațiunea Venus Păi e prima dată în viața mea când am dat din numeri Adică n-am știut ce să fac Pentru că noi nu avem tarifele pentru la anul Ah, interesant Iată, apropo de ce spuneam noi... că... Băi, bă, 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 băi, nu... Am stat de vorbă cu hotelieri Hoteleri, care, care Care au locații, hoteluri în... în stațiunile de litoral, dar locuiesc pe la București, pe în alte parte, pe Valea Juliei. Recompense de astea care s-au dat după Revoluție, după mai știu eu ce. Și am zis, băi, de ce nu faci tarifele? Păi eu știu ce fac ăștia cu gazele. Da. sau ăla cu curentul, eu știu cum mi-o trage, sau la cu apă. Și are și ăsta, eu știu care va fi impozitul pe, pe, pe clădire și pe... Și are și ăsta dreptate, până la urmă, dacă ei pe partea asta. Bă, pot eu să fac pregătirea pentru februarie, cât cheltuiesc eu în februarie acasă sau cineva la bloc. Nu poate să-și o facă. N-are cum. Pentru că intervin mai multe situații. Și atunci, dar mă vrea dacă mă duc pe alte destinații, pe altă țară, pot să-l duc și în septembrie, în 2018. Să-l cazez, să-l prim cu avionul, să mai știu eu ce. Ce rost are să Și atunci, normal că românul, Buzoianu, a început să caute. Și caute, pentru că, domnule, turistul adevărat, turistul adevărat nu-i prost deloc. Știe ce vrea, știe tot. Știe mai bine ca noi. Și îl apreciez și mă mândresc cu treaba asta că pe undeva poate am contribui și eu cu anumite scrieri, poate am contribuit cu niște explicații. Păi, băi, dacă găsești un bilet de avion pe Crabi, dau un exemplu acum, în care faci patru ore până la, eu știu, să zicem, Doha sau Dubai și mai faci vreo șapte, opt ore până la... Cu 400 de euro și mai te duci acolo, mai dai pe cazare în vreo 400, ești cel mai mare boier din lume acolo. Da pentru a portat la prețul Nu, dar cum te, da? da, te ținea la în palmă. Da, și serviciile Și pe nu care vorbim numai de asta. Toată lumea era o, chestiune cu Dubaiul, că ce e cu nu știu ce. Dubai cade de nu se poate pentru că totul e de vânzare acolo. Le-a tras să ia de sub cur petrolul și acum încep să liniștească. Mai urmează Qatarul și Omanul. Tot în, aceeași, în aceleași în mirate. Deci problema e lămurită. Caut, și caută niște, niște chestii foarte, foarte bine. Și nu la distanțe mari de zbor. Au început să părăsească un pic Partea din Spania, că în Spania nu mai se duce ca turist, se duce la nemuri. Da, ține... deja e Şi... numele aici, așa este. numele. Da. Îl duce la, la plajă, îl ține acolo 3-4-5 zile, după aia, hai carte că am stat prea mult că am treabă la servici. Deci, e, probabil, s-au mulți și au făcut locații pe acolo, care au fost mai cu, cu doare de mână, așa, pe stânga-dreapta. Și atunci, băi, frate, încep locațiile astea unde nu mă duc. Dacă... Eu m-am dus și eu ultima dată la Paris și am stat la un hotel. A venit a doua zi, m-a luat o colegă. Bă, nu te bă, vină cu acte acasă la mine. Deci, pe vădată mă M-a în mașină bărbat, și m-a dus la care ea. Pică. Dar, dar, deci, Deja bă, frate, nu, nu, mai prezintă da. Ce nu ți rușine să desat... de Da. Dar un exemplu. Și toți se duc la neamuri, se duc la rude, la prietene. Deci, vorbim de partea asta care e pe partea asta... V-aș fi... întreba acum care este cel mai scump pachet luat de un, de buzoian, să spunem, da, de o familie, nu contează, pentru Revelion. Și unde? Ca mai... să le ducem <coughs> un pic așa, și cel mai mic ați vorbit, nu, ați spus, În jur de da? 5.000 de euro, deci nu, anul ăsta nu, nu s-a bătut. În țară nu are rost să dăm explicații unde, cum și în ce fel. ți mai întrebat care e cel mai scump Da, spus. deci acești 5.000 de euro, da. cel mai scump pachet, da. anul acesta de da. Revelion, luat da. de, mă rog, unul 2. De... Da. Da. da Bun, am înțeles, deci pe undeva pe aici ne... Acum da. v-aș întreba uh, ce servicii sunt oferite la 5.000 de euro, câte nopți sunt vreo 5-6 nopți. Deci dar, <coughs> vorbim deja de un sejur. Da? da, vorbim de sejur. Deja ne ducem așa, cu toate serviciile asigurate. Bun. Uh, și, cu, și cu copil. Și copil, da. Bun, deci 5.000 de euro, să spunem, că este pachetul cel mai, uh. cel mai sus anul acesta. Pe da, pe plan intern, spuneați, da? Da, da, <coughs> pe plan intern și părerea mea adică, că de nu e chiar poziționăm. mult. Dacă studiezi tarifele de la Poiana Brașov. Am înțeles. Bun, da, deci am mai obținut o informație. Uh, bun. Uh, haideți să vorbim totuși că. Și le-am am mai inserat așa, ați mai inserat informații. Uh, cum să ați caracteriza anul 2017 din punct de vedere al turismului? A fost un an bun? A fost un an sub așteptări sau peste așteptări? Cum îl vedeți? Nu, a fost un an peste așteptări, de aceea mă așteptam să fie mai bun. Deci, o părerea mea că există un fel de riglă trasă între ultimii 2-3 ani, care basculează cu 1, 2%, 3. Asta e o părere de -a noastră. Dar, deci, noi facem treaba asta și după, cum să spunem, după <coughs> totalul casărilor. Sau după noi. Mai avem o situație care o ținem pentru noi. Avem un fel de indicativ pentru fiecare turist sau pentru fiecare acțiune. E o chestiune mult mai serioasă, practic, decât se fac în alte agenții. Și indicativul ăla ne spune câte indicative am avut acum un an, atâtea, câte avem anul ăsta, atâtea. Și atunci ne dăm seama foarte simplu de... Și faceți analiza comparației, Sigur, da, deci între suntem singurii care putem face, pentru că Biblia... Deci spuneți că în ultimii 2-3 ani fluctuațiile, diferențele micuțe totuși, da? S-au da, menținut pentru oarecum că la același nivel. statistica trebuie, dar asta nu e o Biblia cuiva... Asta e o chestiune de cum o declarație. Deci eu cum declara, așa vreau și ei datele. Dar noi avem o altă statistică care spunem, când am zis că sunt 6, 7, 8 afară, noi știm pe ce bazăm, știm pe ce mizăm. Când pot să spun acum că pleacă mai mulți de la noi către ăștia de afară în, în, în sărbătorile de iarnă, adică eu știu de ce spun asta, pentru că văd fluctuația pe avion. Deci prețul de dus de aici, de la București, în partea aia e mai scump, de întors e mai ieftin. Și atunci pleacă mai mulți încolo și vin mai puțin. Să duc la copii, la rude, la asta, pentru că ea nu mai vine în coace, pentru că dacă vine în coace își lasă leafa pe vreo câteva luni. Și atunci nu e. Ia veniți voi în coace. Am dau. auzit, da. să știți, în rândul multor buzioni spunând prefer să merg, să-mi petrec fie concediu, fie sărbătorile de iarnă și așa mai departe, mini-vacanța am avut acum, în afară, pentru că este tot, ies mult mai bine decât dacă aș face același lucru în, în țară. Da, da, da. Oamenii da. au văzut... Doamne, analizează. E, e mare lucru. Deci analizează ăla care câștigă banii corect. Deci ăla care are salariu semnează păștat și câștigă cum îi câștigă, ăla și analizează fiecare bană. Ăla care îi primește de la Dumnezeu așa la Parandărăd sau Barabara, -bara, sau cum se zice la Barbut. Deci vorbim da, despre anici. un profil diferit da. al turistului, Sigur. da? Și atunci e lămurită treaba. Și noi o vedem. Când treabă murți, dar de ce mă costă bilet de avion atât? Păi, atâta e. Dar de ce mă costă la întoarcere mai puțin? Pentru că veniți mai puțin în avion. Sau poate pentru că... Na. Deci aici sunt niște chestiuni de... și vreau să spun că pe țara asta noastră e păcat că n-am profitat de o treabă mult mai uh, serioasă decât se pare, având în vedere că uh, pe teritoriul nostru, de la noi, către toată Europa asta, chiar și un pic pe Orientul ăsta mai mijlociu, acționează companii de low cost care au intrat în țară și au intrat și cu scopuri diferite. Deci una a intrat sigur ca să ne termine cu companiei care se înființase la noi în țară, Carpateru, prea foarte puțin știu treaba asta și care scoate și bani negri afară. Și sunt companii, vreo trei companii, care, patru, care operează și rup, rup pe orice destinații. Au intrat pe Anglia pe vreo 8, 9 destinații direct. Au intrat pe Italia pe vreo 9, 10, 11 și pe Alghero și pe asta pe, pe, Sardinia. Deci au intrat pe, 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 Spania. Cred că au fost limitați un pic. Au numai vreo 4, 5, 6 destinații. Și atunci Trebuia profitată treaba asta. Băi, frate, nu numai noi, deci. Trebuia profitată de, în general de țara asta, de România. V-aș întreba următorul lucru. Încotro turismul în 2018? Nu, nu, de, în funcție de. Nu pot să mă pronunț acum, pentru că nu, eu văd undeva un fel de tunel tâmpit. Un fel de tunel care nu-i măcar finisat. Și atunci chestiunea este foarte, foarte nesigură și va fi o chestie de siguranță, în sensul că și pentru la anul se prevăd anumite treburi de astea de să învățăm carte la litoral, dispar tichetele de vacanță din ce am înțeles și va rămâne un fel de... Hai să spun ceva. Turismul, deci hotelurile adună în jur de 7.000 de companii în niște chestii de afaceri. 4,5 miliarde de lei nu de a vechi, care intră pe aici. Și atunci, de ce să mai mai facem turism? Și vor rămâne cei care, încă o dată, pot să. Și se va face o delimitare foarte Se va face o delimitare serioasă? în sensul că, după părerea mea, și mă mențin și ceea ce spun acum, nu este tabu. Deci nu trebuie să-și însușească cineva ce spun eu. Dar e o chestiune care am văzut-o și care este atât de corectă de nu se poartă. Turismul individual este cel care va prima. Oriunde m-am dus și oriunde am fost invitat în infotripuri sau mai știu în alte situații, am văzut nu un anumit segment. Începând de la 17, 18, 20 de ani, 30, 40, 60, 70, 80 de ani care merg cu ruxacul în spate și cu harta în mână și umblă din loc în loc și văd ceea ce văd. Exploratori cumva, da, le așa, așa, spune așa. Care nu e, deci nu fac parte dintr-un dintr uh, grup organizat care studiază și ăștia, ăștia descoperă, atenție ce spune ăștia, descoperă, descoperă turismul la adevărat. Deci nu mă duce unde vrea uh, ochii lui să vadă, nu mă duce unde trebuie să văd eu. Și atunci cu harta aia mână și cu nu știu ce întreb, unde Turnul din Tokyo, acolo unde e piața de pește, în partea elaltă, și te, să duc, e, e jale mare ce cu, cu ei. Deci, se dezvoltă un alt fel de apetit Sigur, pentru turismul da. acesta. Da. Și ca să mai dau și alt exemplu, care nu știu cât de mult o să fie agreat de alții, din 10 turiști în orice țară, cel puțin jumate, 5 sau dacă nu 6 sunt ruși. Pentru că ăștia știu ce să bea, știu ce să mănânce, știu cât să lase bani și nu să prea uită la bani. Și atunci, ăștia stă grea de. Toată lumea, de toate țările astea care vor să fie vizitate și le oferă pe tavă tot. Deci sunt multe chestii de discutat vis-a-vis. -vis. Europa, după părerea mea, nu mai constituie o, o noutate pentru români. Pentru că avem neamuri în toate cursurile astea, Spania, Italia, Anglia, or, oricare țară, deci nu mai luăm. Credeți că tarifele vor suferi modificări? Ne spuneați mai devreme Obligatoriu că... Obligatoriu vor suferi modificări, pentru că vor și crește. anul vor crește. Și anul 2017 a avut o creștere 20 de 20% la, la tarife la bulgari, la greci, la bulgari în jur de 15, chiar așa, 20. Deci creșterea există. Pentru că ce? Eu mă duc la el. Eu mă duc la el și el a speculat treaba exact care am spus-o puțin mai înainte vis-a-vis -vis de evenimentele care au avut loc în, în aceste orașe. Și a speculat-o. Și și-a dat seama că nu, nu, nu vor mai vizita foarte curând zonele astea. Să zicem, eu știu, bulevardul englezesc de la Nisa. Nu vor mai vizita anumite stațiuni din, din Turcia. Și probabil că turcii de-aia își coboră acheta. Și au coborât destul de substanțial și cred că o să fie din nou, pentru că din nou o să fie vizitați de turiștii ruși, pentru că li s-a dat voie. Au început și ai noștri. Avem ceartele care s-au rezolvat, deci nu au fost scoase dintre ele. Deci cel care. Și mai e o chestiune. Luăm state civilizate și state necivilizate. Hai să stabilim o chestie. Da un exemplu. Iar nicio insulă din Grecia n-a avut -o vreo bela. Cel mai rău caz am necăjit cu, cu, manele, dar a doua zi i am dresat. Și am dresat de așa natură că cântau și ei și beau cot la cot cu ai noștri. Le-am dus și lăutar de revelion, le-am dus și tot. Deci i-am dresat în așa fel încât, e bunda pe insula aia nu este numai grec. E și român, și rus, și turc, și drag. Și n-ai să vezi acolo că cineva scoate un pistol sau o sabie sau mai știu ceva. La fel în, 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 în Turcia n-a fost nicio situație în, în Belec sau nu vă dați seama ce e în Belec, să zicem, Lara, Chemer, toate stațiunile pe acolo. N-a fost nicio pentru că acolo, acolo se adună globul. Deci populația de pe glob. N-ai să vezi o chestiune. Cât era, dau alte exemple, Cuba, de, 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 de amărâtă, sărăcită, nu știu ce. Păi n-ai ce să le faci la aia care s la Varaderu. Că acolo vin și nordici și tot, toate națiile din lume. Și nici un tâmpit nu se va duce să dea o bombiță pe acolo sau cu altceva, gândindu-se că poate e și un corn național de al lui. Deci astea sunt niște avantaje, să le spunem. Așa dar și noi am care... avut țara atât de sigură, atât de perfect de da? sigură. Am avut tot ce se poate face, am avut, am avut mâncare, aveam orice și bă, cum am munte profitat, munte dângă. Am profitat de un... ocazia aceasta. Pii, -am aia, profitat, nu nu am profitat. Nu n-aveam cum să profităm având în vedere că voi frate și oile ați văzut că merg în, în spatele măgarului. Și dacă măgarul ajunge aici și cade în prăpastie, cad și oile. Noi n-am avut un măgar, e lămurită treaba. E... Ce să spun mai mult, Da, ăștia au, tata, au. Mă uitam acum, <coughs> unde am fost ultima dată, vă dau cuvântul meu de onoare. Și nu mint, la 20 de metri era un centru de informație turistică. Băi, stăteau fatel, fetele alea, băieții ce erau acolo, băi, stăteau cu ura cu, cu pe tine, te făcea de, na de așa natură încât a doua zi trebuia să te duci neapărat atunci, au spus ei. Poliția turistică exista tot așa de la 300 de metri, cât un biroiaș acolo. Îl trebuia pe la bă, mi-am pierdut cățelul, mi-am pierdut nevasta, imediat intra în acțiune. De ce se poate? Și se poate într-un stat în care nu știu cât de, zicem noi, că e așa de ridicat. Dar asta este. Și atunci noi nu putem să facem treburile astea decât dacă ne stabilizăm. Domnul Vlătorescu, am ajuns pe final de emisiune, dar vă rog să faceți pentru cei de acasă care poate, iată, anul acesta să spunem că vor sta acasă sau poate au, ach au achiziționat deja un pachet turistic, poate între timp uh, și-au dat seama că nu au făcut cea mai bună alegere. Dați-le, vă rog, câteva ponturi, să spunem, faceți-le câteva recomandări pentru anul viitor. Cum să-și stabilească un sejur, o mini-vacanță, un city break, uh, la ce să fie foarte atenți? Uh, Domnule City break începem cu el de fapt, care este destul de important și părerea mea că este inventat chiar de noi de la Buzău aici. Ce înseamnă City break -ul? O perioadă în care nu este circulată, o perioadă în care nu sunt sărbători, o perioadă în care este un pic moartă. Și atunci, normal că și zborurile sunt la prețuri micuțe, pentru că la trebuie să zboare, care are orarul ăla orar, și zboară și cu un pasager și cu doi și cu șapte. Și, și, cazarea cade. Și atunci trebuie speculată perioada aia și city break se face ad hoc. Deci în momentul când intri în agenție, domnule, vreau și o city break la Praga, îl lași pe la de acolo, de la agenție să ți-l facă. Deci dacă tu îi dai anumite date și ore și mai știu ce și lună, ai căzut din start. Așa, îi lași pe la. Pentru că el știe și poate să pleci un city break de la, să zicem, dau un exemplu cu Praga sau eu știu, deci city break-ul se face numai pe capitalele, vorbim afară, da. numai pe capitalele care, în care există zbor direct. Și cel mai bun lucru și în, uh, nu, orașele în care zboară avioanele de low cost. Și atunci ce înseamnă în city break-ul? Avionul și cu cazarea cu mic dejun. Și la cazarea acolo ți pui, bă, trei stele să iau și eu mă, măcar trei, că la două începe să pută. Așa, și uh, poți să găsești City Break. Am familii care, domne, cu cel mai mare drag lucrez pentru familia asta. Este vorba de o mamă cu un băiat. Și îl plimbă mama aia care e și un pic așa bolnavă, îl plimbă în toate capitalele din, din... Dar mă lasă pe mine. Și cu ce înseamnă 10-12 milioane, nu știu, 10 înseamnă 2-300 de euro. Deci se duce cu copilul, și, și copilul vede și el acolo, la fel ca ceilalți. Care se duc pe, la business class, care se duc la cinstele bengoase, la ăla care aruncă cu banii, nu știu, 50 de milioane pe șampanie, la fel vede și ăla. Același oraș îl vede. Și poate îl vede cu alți ochi și poate cu alt suflet. Deci toată problema asta este să-ți să, să organizezi tu. Și, în primul rând, să-ți planifici. Mă, acolo am fost, acolo am fost, unde mă duc? Aici mă duc. Și întreb de acum. Domnule, cam cât ar fi? În perioada aceasta, ar, ar fi, fi perioada da. potrivită? Pot să-mi faci o rezervare, să mă țipă rezervare ca este E foarte important ceea ce spun acum. E una să-l pe rezervare și una să-i emis direct. Și dacă ai varianta să-l pe rezervare, fără anumite penalități și penalizări, să-l pe rezervare. Atunci el insistă. Și dacă îi cer, domnule, mai să-mi dai 300 de euro, dau un exemplu și mi-i dai până la sfârșitul lunii august, nu că-l ai de client, îl ai de, 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 de prieten. Și sunt niște chestiuni care trebuie să le știe fiecare. Și atunci îți programezi, domnule, unde vreau să mă duc? Deci, încă un nu trebuie pleca de la ideea, domnule, ce mult stau în avion. Domnule, trece timpul foarte repede foarte repede trece, până îți face mezamplasul, până nu știu ce, îți mai dă o bomboană, îți dă de mâncare, îți dă un parc de vin, trece timpul de a ajunge la destinație. Să caute să meargă, să vadă și altă lume. Că acolo e altă lume. Bun. Țineți cont de, de, sfatul acesta. Mulțumesc tare mult, domnul Brătulescu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și, și eu pentru că ne-ați ne urmărit. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos și să auzim numai de bine. La revedere! Să rămâne, bună seara, multă sănătate vă doresc și eu și tuturor celor care s-au uitat la noi le doresc un an nou fericit, un an nou plin de îndeplinirea dorinților și să nu uite că dacă au rude, dacă au copii, dacă au plecați pe afară, să cumva să-și adună acasă. La revedere, o seară bună!